conflictului, vedem cum dacii, atât bărbați cât și femei și copiii acestora, se retrag spre vetrele satelor. Romanii au lăsat în Dacia legiunile, deci formațiunile militare, pentru a asigura o stabilitate și, de asemenea, în anii următori au adus coloniști de pe întreg cuprinsul Imperiului. În continuare, spre capătul monumentului, pot fi văzute mai multe animale domestice, fie oi, fie vite. Sculptorii dorind să evidențieze două aspecte. În primul rând, ocupația de bază a dacilor, agricultura, creșterea animalelor și, de asemenea, bogăția noii provincii romane Dacia.